Alina, povesteai ceva mai devreme despre tocuri, dar eu știu că în prezentările voastre este vorba și despre Adidas sau pantofi Oxford. Așadar, nu este neapărat modelingul exclusiv pentru doamne sau domnișoare, ci așa și este pentru tinerii domnișori sau chiar domni. Așa este, scuză-mă că mi-am îndreptat atenția către așa cum zona e și aceasta. Firesc, pentru că realmente atunci când mă gândesc la modeling, eu văd niște modele secretoase, ca să spun așa, ale victoriei. O, da. Și nici de cum niște domni defilind în lenjerie sau costume. Da, dacă ne uităm la ultimele tendințe ce țin de dacă ne uităm la ultimele tendințe ce țin de marele case de modă, recunosc că și noi cei în domeniu ne crucim puțin ce se întâmplă la acesta în materie de masculinitate, dar da, se caută în acest domeniu și... Puteau fi și pe tocuri la fel de bine. Au fost pe tocuri. Da, deci bărbați pe tocuri anul acesta au fost propuși. Dacă sunt atâtea femei inedite și... Așa este, cred că am făcut un schimb, cred că undeva am trecut prea mult de cealaltă parte și am făcut un challenge destul de mare, însă da, căutăm în continuare și băieți în domeniul acesta, într-adevăr procentajul este mai mic. Ca și la dansuri. Am vrut să-mi dau băiețel la un moment dat la dansuri și era, doamne, aduceți-l pentru că da, am atât de multe exact, fete. Exact. Ieri chiar a venit o mămică, scuză-mă de paranteză, cu doi gemeni și foarte frumoși. Mă întreba dacă are rost să-i aducă, pentru că cumva dumneavoastră ei vedea că avem 80% fete și 20% băieți. Zic, da, vă rog, chiar pentru că suntem în deficit. Da. Deci, da, dar lumea, uite, vezi că înțelege foarte mult modelingul femei, fete, cam atât, inclusiv pentru cei mici. Nu, este un domeniu în care noi ajutăm, practic, designerii, oamenii care își doresc să-și facă un spot de publicitate sau o promovare, oricum dorește, să integrăm frumosul, da, într-o perspectivă cât se poate de să zicem, vandabilă, da, da, a produsului. E firească, pentru că da, trăim într-o economie de piață. Foarte multă lume se ascunde, vai, nu, eu nu sunt om de afaceri, sunt antreprenor. Nu. Scopul afacerii este a face profit. Așa este. Da? Așa pentru este. Că doar dacă ai profit, poți să gestionezi un grup mai mare de angajați și așa mai departe. Exact, sigur că da. În primul rând, pentru o echipă trebuie să-ți dai interesul, să le asiguri tot ce au nevoie pentru a funcționa. Pentru că un business, ceea ce nu înțelege lumea, inclusiv în domeniul vostru, în modul în care are nevoie de un spațiu, sigur are nevoie da, de angajați, că nu este doar Alina, care e de la București sau știu unde se mai da, duce Sibiu, cât cineva da, trebuie să coordoneze, cineva trebuie să îndrume, cineva trebuie să educe. Așa este, așa este. Nu pot fi, din păcate, peste tot și atunci am o echipă foarte, de care sunt foarte mândră. Și foarte tânără. Noi, da, cei de la hotelul da, de 5 stele pe care îl coordonez, am colaborat cu voi pentru două clipuri corporate și da, nu mi-am putut închipui că ar putea să dureze atât de mult un clip care înmagazinează o minut și jumătate. Da. Asta înseamnă da, că am filmat de la ora 12 până la ora 8 și jumătate da, seara da, da, pentru un minut și jumătate. Și recunosc că cred că ați avut o echipă foarte bună, că ne-am mișcat destul de repede. Atât de răbdătoare, îmi pierdusem eu răbdarea și nu venea să cred cu un om care era acolo de 7 ore, scenariul inițial fiind într-un alt cadru, a avut răbdarea, fără să schițeze nicio urmă de disconfort, să rămână până la final pentru un cadru de o secundă și jumătate. Așa este. Asta înseamnă să alegi serviciile unei agenții de modeling care îți oferă siguranța că oamenii care ajung acolo sunt oameni profi care vor depune cele mai bune eforturi să iasă totul de perfect până la urmă. Pentru că multă lume zice, lasă că îl chem un poverișorul meu care o să facă. Nu ai ținutele, nu ai gestica, eu lucrând alături de voi și da, și alte cadre, nu o să numesc exclusiv agenția ta, dar doar comparând, da, tot în viață facem prin raport. Da? Ca ei, să devenim mai buni. Da, ei, și atunci îți dai seama cum este atunci când filmezi tu sau pui pe mătușa ta să filmeze și așa mai departe, versus un
profesionist care a făcut niște cursuri, care știe ce înseamnă o ținută, care știe cum să-și țină degetele la o fotografie, ceea ce noi în lumea reală, în care avem o grămadă de treabă pe Excel-uri, pe laptop-uri și cel mult știm să ne facem un selfie, iată că nu suntem neapărat familiarizați. Da, și lucrurile acestea vin în timp. Nu te gândi că le-a fost ușor să ajungă la acest nivel. Și tocmai de asta există anumite, etape ale unui model și sunt în general și clienții sunt destul de înțelegători când lucrează cu un model la început și un model care are deja câteva campanii la activ, dar ei învață destul de repede pentru că sunt tineri, iar tinerii sunt ca un burete, absorb informațiile și le fac să fie cât se poate demolate pe personalitatea lor și pe ce trebuie să facă. Cum faceți acest proces de scouting? Sunt tare curioasă pentru că trebuie să recunosc că mie nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu abordată pe stradă să mă întrebe cineva. Nu știu, cred că n-am mers în locurile potrivite. Poate mergi prea mult cu mașina. Da. Încercăm atât în mediul online, da, dar și ei pot aplica pe site-ul nostru la Become a Model. De asemenea, eu am văzut cele mai frumoase fete așa, sunt la rând la cafea, da, nu știu, într-un restaurant e dificil să te duci peste masa unei fete și să-i zici că bună, sunt Alina de la First Model, ești foarte frumoasă, faci parte dintr-o agenție, dacă nu, vină la noi. Îți dai seama că oamenii sunt reticienți, da? Pentru că sunt foarte multe agenții care n-ar trebui să fie numite agenții, da? Și atunci noi, cei care ne facem treaba așa cum trebuie, avem de lucrat de a încuraja un model cu potențial să vină către tine, da? Pentru că le e teamă. Ziarele scriu tot felul de povești care, din păcate, sunt adevărate, dar aici ține foarte bine de tine să cauți unde te duci, nu te duci cu capul înainte doar pentru că se numesc agenție de modeling, da? Și sunt reticenți când te duci la ei și nu vin ei către tine și te duci tu să le propui chestia asta, deja dau un pas în spate și se încruntă, știi, dacă de cele mai multe ori. Care a fost cea mai pozitivă și cea mai negativă reacție pe care ai avut atunci când ai fost proactivă? Hai să mă gândesc în felul următor. Întors spatele și plecat fără spus nimic. Și cea mai pozitivă, wow, da, îmi doream de foarte mult timp să vin la voi, dar aveam impresia că nu sunt ce trebuie. Multe fete nu au curaj să se înscrie la casting sau într-o agenție de modeling pentru că au impresia că nu sunt suficient de frumoase. Dar să ne aducem aminte de 14 ani ai noștri. Nu știu câtă încredere aveam și cât de frumoase ne credeam la vârsta aceea. Tocmai de asta spun că nu te costă nimic să încerci să trimiți două fotografii cu tine, să-ți dai câteva date și să vezi dacă realmente poți lucra în domeniul acesta. Mai bine să-ți pară rău că, nu știu, ai încercat, dar n-a fost să fie, sau să câștigi și să fii acolo și să începi o carieră extraordinară în domeniu. Spune ceva de 14 ani, dar eu știu că în momentul de față, și eu știu pe pielea mea, da, că e nevoie fabuloasă de oameni normali. Așa este. Oameni care merg la un job, care termin la ora 5, la ora 6, care să arate ca și cum nu ar fi tras toată ziua la sală, ca și cum singura lor ocupație nu ar fi să-și facă facials și unghii. Da. Și sunt o groază de branduri care sunt în foame de genul acesta de oameni. Așa este. Și îmi închipui că este îngrozitor de greu să iei din zona lor de confort, de la birou, din supermarket, de la volanul mașinii și să-i aduci, tu poți să fii model. Și persoana aceea să spună, pardon? Ai serios? Exact. Da, ne dorim cât mai mult, industria își dorește cât mai mult să scoată puțin tiparele de care știi că noi vorbeam la un moment dat și care nu știu cât de corecte sunt pentru lumea în care trăim, pentru că nu toată lumea își permite să meargă la sală, să aibă un stil de viață sănătos sau pur și simplu își dorește să fie altfel, da? Îmi permiți o paranteză, nu, da, e nevoie să-ți permiți să mergi la sală cu o pereche de Adidas și un trotuar, avem cu toți. Așa este, așa este, ai foarte mare dreptate, dar întotdeauna găsim scuze. A, da. 5 scuze. Secunde se pare că ia creierul. Da, 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 așa este. Și atunci căutăm în momentul de față de la mămici
tătici, bunicuțe, bunici, profesoare, etc., care să dea bine în reclame, da? Și care să-și dorească să facă lucrul acesta, pentru că nu poți obliga pe nimeni doar prin prisma faptului că, nu știu, le propui un contract cât se poate de serios. Dar industria în momentul de față caută și își dorește să exprime lucrurile cât mai normal și cât mai firesc. Da? Vedem prezentări de modă cu femei cât se poate de normale, chiar plus size. Da? Vedem reclame la televizor cu mămici, cu bunici, foarte natural și foarte prezenți, așa ca și cum i-am vedea la noi acasă. Deci, da, căutăm oameni normali care își doresc să facă lucrul acesta, pentru că poate n-au avut ocazia la vârsta dumnealor să-și încerce norocul și acum o pot face. Dat fiind faptul că tu te-ai mutat relativ recent la București, poți să îmi faci așa o paralelă între piața din provincie, piața ieșeană și cea capitalei? Da. Din păcate, e o diferență colosală și aici, dacă ar fi să ne extindem către piața internațională, nu mai putem compara. N-am putut să adaug și al treilea element. Da. Pentru moment sunt suficiente, da. Pentru o emisiune viitoare. Din perspectiva mea, în momentul de față, e un loc foarte bun în care să-ți găsești modelele, da, pe care să le formezi, pentru că avem foarte mulți oameni frumoși în Moldova și cu care să lucrezi mai departe către București. Avem și aici foarte mulți designeri buni cu care colaborăm și cu care avem proiecte extraordinare, clienți pe care îi avem în portofoliu de 10 ani și lucrează în continuare cu noi, ceea ce pentru noi este măgulitor. Însă în Iași și în Moldova am ajuns într-un moment în care nu putem merge mai departe. Adică nu există o etapă mai înălțătoare, să-i spun așa. Și atunci... Next level. Next level, exact. Am zis că să mai folosesc mai englezisme, da? Da, și în condițiile acestea, de aceea am și avut, să zic, curajul să facem pasul către București, pentru că se simțea această nevoie de a lucra mai mult. Nu avem reclame, noi nu facem în Iași, în momentul de față nu filmăm spoturi publicitare care apar pe canalele naționale. Asta spune mare lucru, da? Nu avem clienți, nu știu, din alte orașe, din vest și așa mai departe, care să vrea să lucreze cu echipa noastră din Iași, pentru că, nu știu... E tot provincie, ar putea să fie tot provincial. Da, și atunci când spui că lucrezi în București, că ai un studio în București, că ai o agenție în București, cred că credibilitatea îți crește cumva. Nu știu dacă neapărat real, pentru că noi suntem foarte profi și aici, în Iași, da? Da, lucrăm în civilizația imaginii. Exact. Cu o echipă extraordinară, de la fotografie, video, modele, make-up artiști, oameni extraordinari. Însă, cum spuneai și tu, probabil că ideea de provincie pune așa o barieră pe care nu știu dacă o vom putea depăși curând. Cum ai trecut de faza de model spre antreprenoriat? Că se întâmpla acum în urmă cu 11 ani și tu ești oricum foarte tânără. Chiar 12 ani, pentru că am avut, îți mulțumesc, nu mai sunt chiar atât de tânără, dar se întâmpla acum 12 ani când am făcut această trecere. Nu mă mai simțeam bine făcând modeling, nu știu de ce. Am lucrat pentru o altă agenție ca și organizator de evenimente, ca și formator. Nu mi-a plăcut foarte mult ce am văzut acolo și atunci am stat foarte puțin când am înțeles lucrurile cum se desfășoară, nu într-un sens urât, dar organizarea lor nu exista o organizare, să zic așa, se făceau toate la îndala. Am zis că ok, pot să fac eu lucrurile din prisma unui om care a fost de cealaltă parte a baricadei și un om care își dorește să îmbunătățească lucrurile acestea. Și am început timid. Cred că și vârsta era de așa natură încât să mă împingă să fac lucrurile. Aveam o adrenalină și un curaj pe care, știi, cu vârsta ți-l mai pierzi.
Am început cu pași mici, timizi. În primii 2 ani de zile am muncit atât de mult încât am slăbit 20 de kilograme. Da. Nu mi-am dat seama... Intru și eu în modeling atunci, da. În zona aceasta de organizare. Că dacă e foarte greu, pentru că toată lumea are impresia că, nu știu, da, e ușor să faci lucrul acesta. Dacă ai un business, te culci când vrei, te trezești când poți, nu e așa. După 2 ani de zile am început să văd rodul muncii, da, și să începem să mișcăm rotițele. Deci nu s-a întâmplat imediat, nu a fost ușor. Când am început, nici măcar nu știam cât de mult îmi doresc să merg în față. Știam că vreau să încerc și știam că plec cu niște principii. Aceste principii m-au ghidat foarte mult de-a lungul celor 10-11 ani în curând, de la care nu m-am abătut și se pare că au fost așa tipsul meu de succes. Da? M-am ghidat după ele și lucrurile au funcționat așa cum mi-am dorit până în momentul de față. Cea mai mare satisfacție până în momentul acesta? 2021. Cam rezistat toți anii aceștia și că întotdeauna ne dorim să ne perfecționăm, să evoluăm și că deja lucrăm foarte mult internațional. Lucru care... Povestește-ne! Da, lucrăm de câțiva ani de zile cu agenții mari din străinătate, inclusiv Italia, am ajuns inclusiv și în Asia. E foarte greu până reușești să ajungi cu un model la nivelul respectiv, de asta spuneam că sunt câțiva ani de muncă, dar uite că am reușit să avem parteneriatele acestea de încredere, de succes și cu care lucrăm de câțiva ani de zile, zic eu, proiecte foarte frumoase. Cam câți ani rămâne un model la voi în agenție, Alina? În momentul de față avem, cred că, un model care e de 8 ani de zile. Wow! Da. A început de foarte devreme, pentru că, în general, fetele care încep mai târziu, îți dai seama, și formează o familie, încep un job și dacă nu a reușit să lucreze foarte mult pe internațional, este mai ușor și mai palpabil să ia în seamă sfaturile părinților care, na, ai terminat. Gândesc local. Exact, exact. Respect părerea fiecăruia, însă sunt de cu altă părere. Atâta timp cât merită să rămână alături de noi, pentru că nu facem rabat la calitate. Și atunci modelul care este alături de noi trebuie să împărtășească aceleași principii ca noi și să dea randament, să aibă anumite standarde, să-și dorească să fie acolo, să țintească cât mai sus. Deci cumva nu ține doar de noi, ține și de model. Deci o carieră nu ține doar de persoana ta, ține și de relația cu agenția și modalitatea sigur că da, în care o gestionezi. Da. Suntem ca într-o familie. Deci nu mai vorbim de o relație neapărat oficială. Vorbim de o relație în care îți ajuți modelul și în cele mai grele momente, ești acolo lângă el, îi dai sfaturi astfel încât să fie un om echilibrat, atât cât putem și noi să gestionăm lucrurile acestea și na, încercăm să facem. Da, pentru că timpul este foarte zgârcit cu noi. Eu îmi doresc din suflet să insuflăm dorința în cât mai mult părinți în primă fază să-și dea copilul către modeling, pentru că e o formă de arta spectacolului. Așa este. Și o să te las pe tine să o prezinți într-un minut, pentru că trebuie să ieșim din emisie. În regulă. Da, e un domeniul în care, chiar dacă aș avea un copil care nu s-ar încadra să facă acest lucru, aș căuta o agenție care cumva îi ghidează și pe acei copii să evolueze, să-și depășească temerele, inclusiv pentru fetele și băieții, că vorbeam de băieți, să încerce. Nu te costă nimic să încerci. Și dacă ai șansa să intri în o agenție serioasă, să încerci să păstrezi o relație cât mai bună între părinte, model și agenție, iar mereu să te depășești, să cauți modalități prin care poți fi mai bun tu pentru tine, pentru că dacă tu vei fi mai bun pentru tine, clar vei fi mai bun pentru domeniul în care ești.
Îți mulțumesc din suflet pentru prezența în studio din această seară, Alina. Iar, doamnelor și domnilor, noi știm că frumusețea este în ochii privitorului, dar uneori mai contează și cine te privește. O seară frumoasă vă urez și ne vedem săptămâna viitoare la În Culise.